Zona de ceaiuri este iar interesantă și neapărat preparatele lor din carne, fiind niște măcelari desăvârșiți. Colegul nostru Duță este la un restaurant turcesc. Preparatele turcești atât de apreciate în partea asta de lume. Eu îl simt că are o înclinație spre această zonă culinară. Îi se potrivește tot mai bine. Duță, ce ne prezinți astăzi? Să trăiți, dumneavoastră, domnul Răzvan, dumneavoastră, domnul Dani. Așa este, domnul Răzvan, sunt foarte apropiat și îmi place mult bucătăria turcească. Din păcate, în această perioadă nu putem merge în vacanță în Turcia, pentru că trebuie să stăm 2 săptămâni în carantină când ajungem acolo și 2 săptămâni când ne întoarcem. Însă am găsit aici șefi foarte pricepuți. Îl avem lângă noi pe șef Mahmud. Bună dimineața, șef, bine te-am găsit. Îmi place foarte mult cum te-ai pregătit pentru astăzi. Câteva preparate tradiționale turcești. Cu ce să începe, că sunt prea multe? Bună dimineața, bine ați revenit la restaurantul Edesa. Suntem la bucătăria noastră. Așa cum știți, domeniul ăsta de restaurant este cel mai afectat în perioada asta de pandemie. Și noi am rămas nevoiași să închidem în perioada de pandemie, timp de o lună de zile, pentru siguranța sănătății noștri și al copiii noștri și angajații noștri. Și ați făcut doar livrări la domiciliu, atât. Au venit, au comandat la pachet și doar atât. Cu siguranță. În perioada asta a mers mult mai mult bine partea de delivery, pentru că lumea a comandat exces de mult. Chiar noi am dublat partea de delivery. Cu ce vedem aici? Că uite, arată foarte bine aceste produse, chiar acum le-a scos din cuptor. Ce avem acolo? Aici vedeți un festin de diferite chestii, deserturi, salate și produse din cuptor. Aici avem un fel de pizza turcescă, e din carne de vițel de lapte și cu legume. Aici, cașcaval, pot să fie și mix și adăugat ca în pizza în Italia, cum se face. Și deserturi, ce deserturi? Cum se numesc? Aici, acest desert eu l-am mai văzut, chiar l-am încercat. Ce este? Acest desert este crema cu zahăr ars. Asta e dovleac românesc. Dovleac românesc? Yes. Aici avem orez cu lapte. Aici cunefe cu brânză de caș. E foarte delicios. Recomand să mănânci după filmările. Și aici este cel mai apreciat desert al nostru de când am pornit restaurantul acesta. Ce conține? Din ce este făcut? Cel mai apreciat desert de român. Asta se numește ghiulaș. E făcut pe perioada otomanilor numai pentru împărat. Numai împărații mâncau așa ceva? Noi acum asta am adus în București ca să românii să nu mai fie nevoie să meargă în Antalya sau în Istanbul, ca să trecă dorul de bucătărie turcească. Haideți să trecem puțin la grătar aici, că îmi place foarte mult, chiar vreau să-mi spui. Începem de aici, am văzut legume, aici, nu? Da. Și începem așa o prezentare. Ce avem? Bucătărie turcească e foarte bogată. Noi oferim la clienții noștri mâncaruri gustose și cantitose. Așa cum vedeți aici, avem aripioare de pui, ceva cu vinete, cu carne de oaie și vita. Carne de oaie, foarte multă carne de oaie. Frigariu de piept, frigariu de berbecuț. Kebaburi din carne tocată. Cum se numește această frigărie? Asta? Da. Asta e frigărie de berbec. Și cea de lângă, în stânga acolo, ce mi-a iertat? Acesta este din carne tocat, făcut manual. Deci noi avem o sabia foarte mare, ca sabia lui Ștefan cel Mare. Cu sabia aia noi tocăm această carne și facem carne tocată ca să iese gustul cât mai autentic. Și acolo la final am văzut acolo ceva de berbecuz, nu ce aveți acolo? Da, avem aici cotletuțe. Foarte bine, arată și șifteluțe, pulpe dezosată. Eu o să rămân aici până se pregătesc toate, o să iau și ceva la pachet ca să guste și prietenii noștri, pentru că deocamdată nu pot merge în Turcia. Și vreau să-ți mai zic ceva, erai foarte bucuros și foarte mândru de fotbaliștii români care au jucat în Turcia, Beşiktaş, Depan, cum spuneai că a jucat la Beşiktaş, cu Tejvan Beşiktaş, dar și Hagi, Popescu și toți ceilalți, Filipescu, au făcut, Moldărășanu au făcut istorie și a fost foarte mândri de ei, nu? Da, îi vezi pe jucătorii din fotbalul românesc, apreciez foarte mult, cel mai mult pe Hagi, este după mine cel mai bun jucător de fotbal care a venit. Chiar dacă ții cu Beşiktaş. Îți mulțumim foarte mult, mult succes. Șef Mahmud este norocos pentru că a vorbit personal cu domnul Mircea Lucescu, l-a sunat și au vorbit. Domnul Răzvan, domnul Dani, rămân aici pentru că este o bucătărie foarte diversificată, complicată, nu e ușor de gătit. O să vă aduc și vouă câte ceva. Mamă, cum arată, gata, stai să termină că mă apuc. O zi frumoasă, la revedere, toate cele bune. Da. Șef Mahmud. Corect, Duță, se zice, domnul Lucescu l-a descoperit pe șef Mahmud. Adică nu invers.